Protestele de stradă ale studenților au avut loc nu numai în capitală, cât și în marile centre universitare din țară. Se protestează în toată țara. În momentul de față, acum e studenții în Timișoara, în Cluj, la Baia Mare, Galați, Constanța, Iași, Sibiu, Alba Iulia. În București, tinerii s-au strâns în fața căminelor studențești din regie și au avut ca destinație Palatul Victoria, respectiv Ministerul Educației. Suntem aici pentru faptul că finanțarea educației în România lasă de dorit. În ciuda promisiunilor guvernanților noștri, nu doar aceștia, toți care au fost până acum, finanțarea, educația încă nu a primit 6% din produsul intern brut al României. Printre nemulțumirile studenților se numără și faptul că universitățile, în contextul unei subfinanțări constante a educației, au fost nevoite să crească taxele, să comaseze grupe și facultăți sau să reducă și chiar să oprească în unele cazuri investițiile ce țin de îmbunătățirea calității sistemului educațional. Șoferii au fost cei care au avut de suferit, având în vedere că traficul rutier a fost îngreunat pe tot traseul protestului.